Da, bine v-am regăsit, Natalia și Mircea. Într-adevăr, ar fi vorba despre un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, cu epicentrul în Vrancea, cutremur care a afectat mare parte din București. Stăm de vorbă cu domnul doctor Ionuț Olaru, medic SMURD București. Bună ziua, care sunt datele primite de la autorități până în acest moment? La ultima raportare din partea CNCCI-ului se pare că este vorba de 1500 de răniți, undeva la 4500 de morți, confirmați până în momentul ăsta. În prisma replicilor încă mai avem 1500-1600, se mai așteaptă să fie prinși sub erămături. Există de asemenea și o problemă cu oameni dispăruți, peste 800 de persoane dispărute. Lucrăm cu toate autoritățile în vederea rezolvării acestei probleme. Vedem, suntem într-un punct de lucru de aici, din București, unde sunt aduse persoane care sunt rănite. Dați-ne, vă rog, mai multe date despre ce se întâmplă aici, propriu-zis. Pacienții ne sunt aduși de către echipele de căutare-salvare, fie se prezintă singuri în momentul în care văd un punct medical avansat în zonă. Până la acest moment am primit în cele 5 zile de exercițiu peste 250 de pacienți. Am primit, am stabilizat, am tratat definitiv ce se putea trata la un astfel de punct medical, ce nu am reușit să tratăm aici din punct de vedere al competenței necesare. A trebuit să direcționăm către alte unități sanitare, către alte zone din țară sau către partenerii internaționali. Cu ce este dotată această unitate sanitară? Vedem acum în imagini mai multe aparaturi aici, defibrilatoare. Despre ce este vorba? Este vorba de un punct medical avansat care are cam tot ce veți regăsi și într-o unitate medicală de top. Sunt puncte de lucru care au, zona în care suntem noi este destinată pentru pacienții critici. E o zonă dotată cu paturi, cu monitoare, cu defibrilatoare, cu aspiratoare, cu butelii de oxigen, cu capacitatea de a ventila un pacient. Care sunt procedurile care au loc atunci când un pacient este adus aici? Pacienții la momentul ăsta sunt aduși în sub două forme, doar în prisma exercițiului. Sunt pacienți care sunt aduși direct cu ambulanța și atunci se verifică și se testează și procedurile pe care le au ambulanțele, sau sunt proceduri, așa cum se întâmplă acum, în care suntem testați doar noi, adică pacienții sunt aduși în număr mare cu mijloace comune de transport, să spunem așa, și se verifică doar modul în care ei sunt preluați, tratați de către medicii noștri. Ceea ce este foarte important de menționat e că tot ce se întâmplă acum este un scenariu apărut pe moment. Nu ați știut că acești pacienți vor veni fix în acest moment aici. De când a început exercițiul nu se știa absolut nimic. Acest exercițiu se inițial noi am fost trimiși ca și resursă națională. La acest moment se continuă cu un exercițiu MODEX. Este vorba de un exercițiu internațional pentru că în afară de resursele naționale, inițial am fost activat, noi am fost primul punct medical avansat activat, dar ulterior tot din România a participat atât spitalul de la Ministerul Apărării Naționale, cât și multe spitale și multe resurse SMURD, atât din București cât și din țară. Noi am tratat pacienții în primele două zile până au început să ajungă și echipele internaționale, pentru că la acest moment mai este vorba de un spital de campanie din Israel, mai este vorba de un spital de campanie din Italia, din Norvegia și sunt în curs și alte spitale care încearcă să găsească fereastră pentru a ajunge în țară. Câte astfel de puncte există în capitală la această oră? Din datele pe care le am și acum nu sunt foarte exact pe acesta, dar în momentul ăsta sunt undeva în jur de 5 puncte. Vedem în imagini chiar în aceste momente cum pacienții sunt tratați. Ne puteți descrie puțin ce se întâmplă acum exact? Pacienții sunt preluați, sunt inițial... Li se face o evaluare, inițial evaluarea primară pentru a se asigura că viața nu este imediat pusă în pericol, ulterior sunt monitorizați, stabilizați și pentru cei care se pot acorda îngrijiri definitive, problemele se rezolvă aici local, ulterior sunt trimiși la domiciliu sau cu mijloacele proprii la diverse alte unități sanitare pentru eventuale consulturi, iar pentru pacienții critici se solicită resurse de transport cu care sunt trimiși către alte unități. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor Ionuț Olaru. Vedeți în aceste momente cum pacienții sunt tratați aici, așadar scenariul se continuă. Astăzi este ultima zi din programul SEISM 2018.
Natalia Mircea, mă întorc la voi. Foarte mult, Vlad, pentru informații. Noi acum ne pregătim să luăm și o scurtă pauză de publicitate. Imediat după, Cristian Taminuță a oferit primul interviu după împăcarea cu soția sa. Ne întoarcem rapid.